Salut! În acest tutorial îți voi arăta cum poți să adaugi un bookmark într-o activitate interactivă de tip H5P. Pentru început, trebuie să ajungem în secțiunea Add Interaction, apoi se poziționează cursorul la momentul dorit și se apasă butonul Bookmark. Pentru a adăuga o etichetă, apăsați pe semnul plus și introduceți numele acesteia, de exemplu, instrucțiuni, apoi apăsați tasta Enter pentru a salva. Repetă pașii anteriori pentru a adăuga mai multe etichete. La final, poți vedea toate etichetele adăugate apăsând din nou pe iconița de bookmark. Felicitări! Acum știi cum să adaugi un bookmark.